Bine ați venit, dragi mei Capricorni, la citirea voastră pentru săptămâna 23-29 mai. Dragii mei Capricorni, citirea este valabilă atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal să vă alăturați. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Mai simplu este să apăsați butonul Alăturate și acolo aveți exact toate detaliile. Hai să vedem, dragi capricorni. Mesajul pentru voi este să discutați mai mult cu voi înșivă, să stați puțin, să vă uitați în oglind. Să mai analizați puțin lucrurile. Poate fi o săptămână în care Capricornii își găsesc menirea, găsesc un răspuns foarte important la o problemă. Însă, mare atenție că răspunsul se află în voi. Nu încercați să căutați foarte mult în exterior. În alte cazuri, capricornii au ocazia acum să își manifeste emoțiile față de o persoană, mai ales dacă e vorba de un suflet pereche. Haideți să vedem, dragi capricorni, și mesaje. Acestea sunt mesajele, sunt multe, dar le voi lua pe toate în considerare. Primul mesaj este realizarea dorințelor și aveți aici elementul apă. Unii capricorni puteți avea legătură cu zodii de apă, rac, scorpion, pești, dar nu e neapărat nevoi. Apoi vine o veste de final definitiv pentru voi cu luna noiembrie, deci aici o puternică legătură cu zodia scorpion sau cu zodia săgetător. Numărul 11, iarăși foarte puternic pentru voi în această săptămână. Următorul mesaj. Noroc mare pentru ziua de luni. Poate e în ziua de luni, poate are legătură cu familia voastră. Luna reprezintă um, mama, iarăși în alte cazuri. Ziua de luni este guvernată de lună. Cu Zodia Rac, iarăși puternică legătură, sau printr-o femeie, mi este transmis iarăși, deci ați putea avea un noroc foarte, foarte mare. Apoi, dragi Capricorni, aveți Zodia Berbec, foarte puternică pentru voi. Marte intră în Berbec pe 25 mai, iar pentru voi asta înseamnă. Familie înseamnă casă, înseamnă că acolo lucrurile încep să funcționeze, acolo lucrurile încep să meargă într-o anumită direcție. Următorul mesaj este idee nouă, inițiativă. Posibil o persoană din familie sau o persoană din trecutul vostru, mai ales dacă sunteți femeie, să ia o atitudine, să ia o inițiativă spre un nou început. Dacă sunteți bărbat, vedeți că acum este momentul să stați mai mult pe acasă sau să rezolvați anumite probleme de familie, însă dacă sunteți bărbați e vorba de voi, că voi trebuie să acționați. Um, e un moment foarte interesant aici pentru voi. Poate se reiau anumite discuții care țin de un proiect cu membrii familiei, de o moștenire. Zona copiilor iarăși vă poate fi activă și vouă. Iar aveți cuvântul noroc. Deci, dragi capricorn, nu știu ce faceți în această săptămână, dar e de bine. Aveți inițiala U foarte puternică pentru voi. Și ultimul mesaj este numărul 9. Da? Diferit vi se transmite. Poate e cazul să acționați într-un mod diferit. E cazul să faceți lucrurile într-un mod special pentru cei mai mulți dintre voi. Ok, în continuare vreau să vedem relația dintre tine și o anumită persoană, sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Hai să vedem, dragi capricorni, ce vă așteaptă în această săptămână. S-a întors deja o carte. Arcana majoră, numărul 9, deci acest număr vă urmărește în această săptămână. O nouă viață, se încheie ceva. Eremitul, energia generală dintre voi și ceilalți multă maturitate în acest caz într-o relație. Ce gândiți voi? 9 de monede. Ce simțiți voi? Optul de cupe. La baza manifestărilor voastre, valetul de spade. În exterior aveți doiul de bâte. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți îndrăgostiții? Și ce gândește cealaltă persoană, sau ce gândesc ceilalți șase de monede? Bun, dragi capricorni, în primul rând să știți că este o săptămână specială pentru voi. La baza pachetului normal aveți Marele Preot care vine și vă protejează, vine și vă ajută. Poate fi o persoană specială pentru voi care vine și vă ghidează, vine și vă orientează în privința unui drum pe care voi îl aveți de făcut. Și are și soarele și tonul. Deci, dragi Capricorni, vedeți că e o perioadă absolut fantastică pentru voi. E o perioadă în care puteți să clarificați ceva ce ține de o mutare, de o schimbare, ceva foarte, foarte important pentru inimioara voastră, ca să spun așa. Bun. Foarte intens, se vede următorul mesaj, anume că înțelepciunea, experiența cuiva de viață o să conteze enorm, enorm de mult în această săptămână. Poate e vorba de voi sau poate e vorba de o altă persoană. O persoană cu o experiență mare de viață, cineva care este mai singur din fire, mai credincios, puteți să fiți și voi dacă vă regăsiți în descriere, da, așa cum am spus și să aveți un rol important în această săptămână. Um. Munca, iarăși este foarte importantă pentru voi, dar simt aici să vă transmit iarăși că o relație se maturizează. Nu știu dacă e vorba de o relație personală, o relație din familie, o relație cu un copil, o relație cu persoana iubită. La locul de muncă se poate întâmpla ceva iarăși pentru alții dintre voi. Ce gândiți? 9 de monede. 9 de monede vine cu foarte multă abundență, foarte multă stabilitate din punct de vedere financiar. Și este posibil ca cei mai mulți capricorni uh, să câștige niște bani sau să reușiți să rezolvați o problemă financiară, însă, printr-un proiect pe care îl faceți cu cineva anume, într-o echipă. Învățați ceva, primiți niște roade. Doar că, în sfârșit, vă dați și voi seama că e cazul să acționați puțin uh, diferit. Apoi, în inima voastră, aveți optul de cupe, care reprezintă această idee că voi vreți să renunțați la ceva, la o persoană, la cineva anume. Vreți să lăsați ceva în urmă? Să faceți un sacrificiu pentru casă, pentru familie, pentru cineva anume. Capricornii iarăși pot fi foarte bine aspectați în această săptămână pe a revizui, a reanaliza anumite proiecte, anumite lucruri anumite idei pe care le aveați, dar e ca și cum ori voi vreți să renunțați la o relație, ori este cineva care vrea să plece, cineva care vrea să renunțe. Dar eu tare țin să cred că voi sunteți acele persoane. Apoi, la baza manifestărilor voastre, aveți valetul de spade. Sunteți foarte mult guvernați în această săptămână de curiozitate, dorința voastră de a pune lucrurile în practică, de a fi deschiși către noutăți, de ce nu, și chiar noutăți, mi se transmite aici foarte intens, care țin de internet, care țin de distanțe foarte mari, de străinătate. Cineva se interesează de voi. Cineva vrea să afle mai multe lucruri despre persoana voastră, și asta este bine, în mare parte. Poate fi și o persoană care este aici cu ochii pe voi, care este curioasă. În exterior aveți doiul de băte, parcă ceva stă pe loc pentru unii capricorni, iar alții aveți ocazia să primiți o, o propunere care are legătură cu un termen mai lung, deci care se desfășoară în timp. O propunere dintr-un alt oraș, dintr-o altă țară. Ceva tot stagnează, ceva stă și nu se mișcă. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți îndrăgostiții? Aveți o persoană care se simte foarte atrasă de voi. Unul la mână, doi la mână, văd pe cineva care trebuie să ia și o decizie în această săptămână o decizie care are legătură cu voi și are legătură cu ideea aceasta de a renunța la ceva anume. Îmi să vă transmit aici că e ca și cum unii capricorni, parcă vreți să stați mai mult așa voi cu voi. Nu prea vreți să comunicați cu ceilalți pentru că așa cum v-am spus, simțiți voi ceva, ceva că adevărul e în inima voastră, adevărul e în sufletul vostru. Acolo este tot ce trebuie. Este o perioadă, e adevărat, în care voi cel puțin vă concentrați mult mai mult pe zona aceasta personală. Aici vi se arată, așa, calea, vi se arată niște schimbări pe care trebuie să le faceți, dar mai durează până se concretizează lucrurile, ca să spun așa. Cineva este foarte tentat sau foarte tentată în privința voastră pentru alți capricori. Apoi, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți treiul de monede? Aici discutăm despre o întâlnire în, într-un grup de oameni sau un proiect de la locul de muncă, dar care vă poate aduce reușită, vă poate aduce foarte multă bucurie, Unii parcă nu știu, faceți niște cursuri de marketing, de negociere, ideea aceasta de a negocia. Altea. Și vedeți că niște prieteni ar putea avea un rol foarte important sau niște colegi de la locul de muncă, pentru cei mai mulți capricori. La locul de muncă, iarăși acum, parcă în sfârșit soarele începe să răsară în viața voastră, începeți să vedeți ceva, ceva interesant că se petrece. Și o să fie foarte bine, doar că mai durează puțin. Momentan e posibil să vi se arate așa un flash, să vi se arate așa o, un thriller, na? să vi se prezinte situația pe scurt. Foarte interesant, dragi Capricorni! Deci, este o săptămână în care voi reușiți să finalizați ceva. Aveți foarte mult noroc, aveți foarte multă susținere. În alte cazuri, chiar m-aș gândi că unii aflați de un divorț, de o despărțire, sau în alte cazuri, voi planificați să renunțați la anumite idei pe care le aveați, la un anumit mod de a gândi, la un anumit mod de a vă manifesta, tocmai, dragi Capricorni, pentru a reuși să faceți acest angajament serios. Poate are legătură cu ceva ce vă pasionează pe voi și vreți să puneți în practică, dar în alte cazuri pentru Capricorn chiar este un moment în care puteți să mergeți la următorul nivel într-o relație, dar într-un mod foarte serios și foarte, foarte așezat. Dragii mei capricorni, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Vă reamintesc faptul că această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale și pentru luna mai veți avea acces și pentru iunie, aveți acces la toate citirile săptămânale care vor apărea de acum încolo. Dacă vreți să vedeți și filmările din urmă, din decembrie până acum, filmările bonus pentru toate zoriile, aveți acces și acolo, dacă sunteți interesați, dacă s-a întâmplat ceva într-o anumită perioadă și vreți să vedeți și părerea cărților. Mai aveți acces la filmările pentru această primăvară astronomică, deci de la final de martie până la final de iunie, dar și la citirile pentru acest an 2022. Așa că, dragii mei capricorni, dacă doriți acces în comunitate, vă aștept cu drag să vă alăturați. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, a sărit din pachet cartea căsătoriei, cartea angajamentului serios. Chiar abia aștept să văd ce se întâmplă aici la voi, pentru că e un moment special pentru cei mai mulți capricorni. Și repet, Chiar mai devreme discutam că nu e neaparat vorba de o căsătorie fizică, poate de o planificare, poate auziți de o căsătorie în familie, alții chiar aveți ocazia, așa cum am spus, să faceți o înțelegere cu cineva, dar pentru a pune lucrurile uh, în practică într-un mod mult mai serios, într-un mod mult mai stabil. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o săptămână frumoasă!